Ăsta este răspunsul. Acum, sunt două variante. Un CNC ultra complicat și sofisticat sau și un nesting de genul ăsta în trei axe care face debitare, face găurire. Aici avem și grup de găurire verticală. Eu personal nu sunt de acord cu găurire orizontală la un router CNC, pentru că presupune niște manipulări în plus. Ideea e în felul următor, ca să fie productiv. Tampoane care ridică piesa. Exact, da, exact. Da, da. Ideea e în felul următor, ca un CNC, ca CNC-ul să fie productiv, ideal este să încărcăm o coală fără intervenții înainte, dar fără dimensionare înainte. Am încărcat o coală, o lăsăm în pace să lucreze mașina, nu operatorul cum e la un circular unde trebuie să manipuleze el practic, da? Și aici facem tăiere, aici facem profilare, aici facem găurire și apoi luăm piesa gata, numai o ducem pe o mașină de găurit orizontală și apoi mașina de aplicat cam. Acum, anul ăsta, chiar la expoziție, am venit cu generația a doua. Nu știu dacă anul trecut ați fost oare? Am fost. Nu știu dacă, bine, la cât de bombardați sunteți de oferte, nu știu dacă ați sesizat diferențele. Am umblat evident un pic și la design, că e normal să se întâmple asta, dar am venit cu multiple îmbunătățiri. Aici, dacă vă uitați, sunt două mese de PVC, sunt ele din vacuum, ca să-mi permită ca sus, pe fiecare secțiune, să am câte 30 de orificii. Și asta a crescut eficiența pompei. Da, a crescut eficiența vacuumului cu 30%, fără să trebuiască să cresc puterea motoarelor. Și ține mult mai bine piesele mici. 1. 2. Am schimbat și am ramforsat suporții de portal. Practic, aici apar vibrațiile, în zona asta de suport. Și le-am făcut foarte robuste. Asta ca să permită să tai MDF de 18 mm dintr-o trecere cu viteză cât mai mare. Avem servomotoare Delta cu reductoare planetare și am auzit aproape în fiecare zi clienți care au venit aici, clienți de-ai mei care deja folosesc mașinile, care exact asta spuneau: domnule, pot să lucrez pe adâncimi de lucru mari, poți să tai lucruri brute pe mașina asta, dar pot să stau cu freze cu diametru mic, să fac niște lucruri de precizie incredibilă. Cum avem noi acum noi tăiem cu o freză de, gravăm cu o freză de 1,5 mm și totuși mașina asta nu scapă niciun fel de total. Deci precizia asta e avantajul la CNC. Pot repeta designul ăsta de 1 milion de ori, fără să mă tem că greșește cu ceva la nivel de precizie. Și investitorul, antreprenorul, nu mai este atât de mult stresat de cât e de atent muncitorul, cât e de prezent în ce face, cât e de productiv în ziua respectivă, pentru că totul se face în sistem automat și mașina lucrează autonom. Uitați, noi cât stăm de vorbă, ea lucrează. Și a terminat lucru și sunt sigur că îmi execută piesa pe dimensiunile și precizia pe care o vreau. Acum, pentru fabrici cum aveți dumneavoastră, CNC-ul ăsta este o comoară. Da, într-adevăr. În programul pe care vi-l dau, pe care îl instalați în laptop, el vă permite optimizare. Pe o coală de PAL am făcut desenele pe ce dimensiune am nevoie. Le import din alte softuri, da, sau le desenez și el mi le distribuie pe placă în așa fel încât să am pierderile minime. Și aici am face tăiere. La un circular trebuie să tai placa dintr-un capăt în altul. Trebuie să pui piesa aia deoparte, da? Zic bine? Dumneavoastră trebuie să știți că... Da. Ei, aici, freza nu este obligată să taie până în capăt. Ea taie cum e distribuită pe coală. Și apoi, în funcție de cât e de mare proiectul, softul mi-arată câte coli am nevoie. Deja pot să-mi fac calculele mai precis. Exact. Îmi fac calcule precis și de preț și de timp. Deci știu exact în cât timp îmi execută mie. Iar operatorul care lucrează pe mașină este liber. Noi acum dezvoltăm, pentru că în fiecare an am dezvoltat, anul viitor cu siguranță vom aduce la expoziție varianta de nesting cu descărcare. Încărcarea nu o considerăm eficientă, pentru că de obicei, ca să ai încărcare automată, trebuie să ai stive de același material. Același material tot timpul. Nu știu, și apoi e un pic complicată poziționarea și aia poate să dea greș. Dar descărcarea crește cam cu 50% productivitatea. De ce? Termină de lucru, se duce la spate, eu un braț care coboară, împinge materialul pe masa de descărcare, operatorul încarcă altă placă, nu contează ce culoare, nu contează, dă play, în timp ce lucrează, operatorul descarcă de aici.
sisteme și crește productivitatea foarte mult cu lucrul ăsta. Deci un operator în mod normal pe un router CNC înlocuiește 3-4 pe mașini clasice. 3-4 operatori. Și investiția în mașini clasice, și investiția în oameni, dar cu fluctuația asta de personal. Iar modul de lucru e incredibil de intuitiv. Foarte ușor se lucrează cu panourile astea, foarte ușor de învățat. Avem și manuale care explică pas cu pas. Dacă pleacă operatorul care a fost până la dumneavoastră ieri, nu intrați în panică. Oricând învățăm... Stați să văd. Dacă gata. Nu. Da, schimbă freza. Acum schimbă freza. Regim automat. Magazia rotativă. Asta iarăși, practic anul ăsta e un bonus. Magazia rotativă așezată pe portal lângă freză reduce foarte mult timpii de lucru și uzurile. În mod normal, clasic, magazie este o magazie lineară în spate. Nu vă apropiați, vă rog. Și nu stați în cameră. Vă rog. Da? Magazia rotativă e mult mai eficientă decât magazia lineară, da? A schimbat imediat, acum eu i-am dat, v-am zis, pentru demo, i-am dat vitezele mai mici. Plus de asta, cu frezele cu diametru mic, nu poți să lucrezi pe viteze foarte mari. Execută, termină și apoi are funcție de parcare. După ce termină lucru, singură, se ridică, nu trebuie să-i dau din programare. Și se duce în partea din spate ca să rămână fața liberă să poți să încarcă. Iar pentru randament cât mai mare, avem pistoanele astea pentru poziționare, pe care nu trebuie să ridic chiar acum. Am pistoanele astea pentru poziționare, ca să așez mereu materialul în aceeași poziție. Acum a terminat lucrul, da? Eu manualul deplasez, dar uitați-vă ce freză am pe ea. Deci am freze cu diametru de 1,5 și am freze cu diametru de 20. Deci mașina asta acoperă o plajă foarte mare de operații. Și poate să lucreze materiale pe demo, acolo se și vede sus. Am tăiat pentru un client un panou cu grosime de 70, un panou mare din care a scos o arcadă. Alt client îmi trimite o poză cu niște embleme micuțe, foarte fine, niște gravări. Cu o freză de 0,75 a făcut. Era uimit cât de versatil e o mașină de genul ăsta, care, deși foarte robustă, poate să fie incredibil de precisă. Vă arăt aici pe ecran, dacă folosim handle-ul, acesta, uitați-vă la cifrele de pe ecran, da? Aici, până la punct, avem milimetri, după avem zecimi, sutimi, miimi. Da? Eu selectez poziția de miime și uitați-vă pe ecran la Z, da? Z-ul. Uitați-vă ce cifră pot eu să cobor Z. Vedeți? A mia patra. Acum selectez sutimea. În industria noastră nu se lucrează la precizie atât de mare, da? Uitați, sutime, da? La sutime. Și apoi zecime. Deci poate lucra cu o precizie incredibilă. Da. Cum v-am învățat, pam pam.